Spitalul județean de urgență din Târgu Jiu a fost modernizat, iar acum pacienții pot sta în condiții de lux. Dacă înainte de a fi renovată, unitatea medicală dispunea de saloane cu paturi alăturate, lipsite de intimitate, unde pacienții stăteau înghesuiți, în prezent lucrurile s-au schimbat. În spital există peste 30 de rezerve de lux, unele dintre ele fiind de tip garsonieră. Pentru a beneficia de o rezervă de lux, pacienții Spitalului Județean din Târgu Jiu vor scoate din buzunar 100 de lei. În schimbul acestei sume, aceștia vor beneficia de televizor, frigider și baie proprie. De aceste condiții beneficiază doar bolnavii care sunt dispuși să scoată această sumă din buzunar. În prezent, pe fiecare secție a unității medicale există astfel de rezerve. Acum, după reabilitările care au fost făcute de Consiliul Județean, care ne-a modernizat câte două pe fiecare capăt de palier, adică patru pe etaj, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a ajuns la un număr total de peste 30 de rezerve pe care noi le închiriem și de la care contribuim la finanțarea spitalului. Lucru care ne bucură din două motive. Unu, pentru că pacienții sunt foarte mulțumiți cu condițiile hoteliere fiind mult mai bune și doi, sunt o sursă de venit pentru bugetul Spitalului Județean. Rezervele de lux sunt foarte căutate de către pacienți. Sunt foarte solicitate, chiar în permanență, nu cred că e vreo zi în care, sau se mai întâmplă să rămână câte o zi sau două neocupate, dar în majoritatea timpului aceste garsoniere sunt foarte solicitate. Ce-i drept, închirierea acestor saloane aduce profit unității spitalicești.